Bună, sunt Daria și astăzi în bucătăria Micile Vedete vom găti... Dacă mă uit mai bine, cred că ceva dulce. Nu știu, hai să îl invităm pe șef Alin să ne zică ce să gătim. Bună, Daria! Bună! Ce faci? Vreau să aflu ce o să gătim. O tartă cu morcovi. Tartă cu morcovi? Da, ai auzit bine. Prăjitură de morcovi. De bune. Nu se poate, prăjitură de morcovi. Da, se poate. Dulce adică din morcov. Morcov legumă? N-ai mai întâlnit până acum, așa? Mai pe mâna ta. Ai încredere în mine? Da. Fructele și legumele conțin zahăr și le putem folosi în preparatele de deserturi pe care le pregătim în casă. Hai să începem. Aici avem un ulei mai slab în grăsim ca să ungem tava de coacere, da? Aici avem un ulei de floarea soarelui. Ouă, nucă. Hai să vedem dacă recunosc, să facem un mic test. Trebuie să spun mâna la ochi, să și miroși. Ce avem aici? Scorțișoare. Scorțișoare. Un copil care miroase un ingredient și îl recunoaște, automat prinde încredere. Aici? Mentă. Mentă, bravo! Mirosul joacă un rol foarte important, nu numai în bucătărie și la deserturi, dar la copii în general. Bicarbonat, praf de copt, făină, zahăr și lipsește ceva. Ciocolată? Nu. Morcovul, bravo! Morcovul este o legumă foarte sănătoasă, sățioasă, plină de fibre, cu vitamine, minerale, beta-caroteni, care ajută copilul să diminueze starea de oboseală fizică și mentală. O să te rog să iei morcovii din spatele tău. E curăț? Sigur. Eu o să fac o pastă uleioasă de nuci, care o să ne ajute la gustul pe care îl vrem. Tu nu glumești, nu? Nu glumesc. Am preferat să zdrobim nuca foarte, foarte puternic, până se degajă tot uleiul volatil din ea. Stând un pic la odihnit, ea se face o pastă dulce. Nuca cu morcovul fac o pereche extraordinară. Pastă de nuci? Pastă de nuci? Da, morcov, nu prea vrei să mă crezi. Mi se pare foarte ciudat. O să folosesc aparatul să macin tare, tare, tare de tot. E gata, lucrăm foarte rapid. Vezi? Vrei să guști acum? Sunt curioasă să văd cum e nuca, pentru că îmi place foarte mult nuca. Și nucă așa n-am mai văzut. Nucă e foarte sănătoasă pentru copii. Cum ți se pare? Mult mai gustoasă. O să vezi pe parcurs ce ne jucăm aici în bucătărie, cum o să se comporte fiecare. Haide să te ajut. Aici e partea mai grea. Știi că unde sunt... Doi, unde puterea crește. Exact. Este și foarte ușor de memorat rețeta. 400 de grame de morcov, 280 de ml de ulei, 100 de grame de zahăr, 280 de grame de făină, 100 de grame de nuci, 4 ouă, scorțișoară, bicarbonat și praf de copt. O rețetă simplă, o tartă de morcov, care a prins surprinzător foarte bine. Bicarbonatul se folosește și în bucătărie. Bicarbonatul se folosește și în bucătărie. Ajută la digestia organismului. Nu te balonezi. Chiar nu te balonezi? Nu. Acum eu o să dau morcovii la aparat. Okay. O să te rog să amesteci făina aceea, bicarbonat, praf de copt și scorțișoară. Scorțișoara o ador. Grăbește digestia, are crom, are multe vitamine și minerale. Nu face altceva decât să dea și un gust bun, dar să ne și îmbunătățească sănătatea. Joacă-te acolo, între timp eu o să pregătesc morcovii. Poți să le tun pe toate și să fac dezastru aici? Chiar te rog, fă un dezastru până la capăt. Contează foarte mult pentru un copil să-l încurajezi să se joace în bucătărie. Să-i dai încredere în el. Uite, până și morcovul este aproape o pastă. Vezi ce frumos e. Vrem să scoatem zahărul natural din morcov. Cum o legumă poate să fie dulce? Prin măcinarea lui la crud sau prin tocare sau prin tăiere, se degajă zahărul. Nu o să-l folosim astăzi tocmai pentru care proprietățile astea. Dezastrul tău e gata? Eu zic că da. Eu o să spun morcovul. Iar eu să pun capul de opera. Dezastru? Încă nu. Mai stăm puțin. O să te rog să torni tot uleiul. Tot? Tot. Una, aici? Acolo, da. Amestecă. Începem să ne distrăm. Acum tot zahărul din morcov se face o singură componentă împreună cu uleiul. Eu o să-ți adaug și nucă. Așa. Amestecăm bine. Pe lângă zahărul care îl are morcovul, am nevoie și de un ajutor din zahărul pe care îl cunoaștem toată lumea, zahărul granulat. Altfel nu o să fie suficient de dulce și totuși noi avem un desert de bucătărie. O să te rog să amesteci din nou. Nu e problemă. Ăsta e lucrul
primordial, să lași să încerce, să se joace, să greșească, să facă mizerie, să râzi împreună cu copilul tău în timp ce el face o prostie sau un lucru ne la locul lui. E foarte importantă încrederea pe care o oferi. Hai să începem să gustăm amândoi din morcov. Vezi? Cranți în dinți, semn că mai trebuie amestecat zahărul. Acum o să punem ouăle acolo. Cu tot cupaje? Normal că nu! Acest preparat conține ou. Este o sursă de proteină extraordinar de completă, cu toți aminoacizii de care organismul nostru are nevoie. Aminoacizii sunt cărămizile care construiesc masa musculară. Eu știu să dau un ou și să-l desfac, dar cu ambele mâini. Am văzut pe la emisiune că bucătarii dau o singură dată și desfac cu o mână. Cum fac asta? Iei ou în mână, îl bați ușor. Da. După care? Acolo. După care doar strângi. Încercăm amândoi? Da. Atât. Strânge, strânge, strânge. Am avut nevoie de ambele mâini. Nu pot eu să le sparg atât de bine, trebuie să mai lucrez clar, dar îmi place foarte mult tehnica. Mai încerc o dată. Strânge. Așa, bravo. Am reușit. Ai reușit, pune aici. Da. Bravo. Acum amestecăm. Cum ai ieșit? O să adăugăm dezastru și o să iese ceva fabulos. Am voie să te ajut. O să punem în centru, da? Și tu amesteci. Așa, frumos. Începe să devină ca o cocă. E un aluat pe care noi o să-l gătim. Dacă îți spun ce culoare o să aibă la final, un maro foarte închis, spre culoarea ciocolatei. Și o să fie dulce, foarte dulce. Ah, bravo! Arată foarte bine dezastru tău. Între timp, eu o să pregătesc tava de copt. Ok. O să luăm și o să turnăm ulei. O să te rog pe tine după aceea să uniformizezi. Ia uite, și eu fac haos, fac mizerie. Așa. Suntem specialiști. Suntem specialiști în mizerie, nu? În haos. Haideți să punem la cuptor. Am făcut o inimioară. Ai făcut o inimioară. Să vedem dacă se și păstrează. Uite, n-am încercat niciodată. Sunt curioasă să văd dacă la final o să iasă cu acea inimioară. Cuptorul avem încins dinainte. Da. Grijă mare că o să vină puțină căldură. Ok. 190 de grade. Dulce cu legumă. Să fim serioși acum. Nu cred că o să aibă un gust wow. A terminat! Da, oprim cuptorul. Era schimbată total, adică noi am băgat-o cu o culoare și a ieșit ciocolată neagră. Acum o să o desprindem așa de aici, de pe colț. Între timp o să te rog să pui tot zahărul ăsta aici și toată menta. Pentru decor o să facem un zahăr pudră cu aromă de mentă. Și o să putem să-l și mâncăm? Bineînțeles. Vă stornă tot. Tot, cu totul. Mai vezi și mai vezi. Asta faci, dar faci la niște, la petale de flori. La petale de flori? Pe 10? Pe 10. Cum miroase? Bine. Miroase înghețată și agumă. Și cred că se e suficient. Ce zici? O desfacem? O să încerc să fac conorul? Fă și tu un pic cu cuțitul pe margine să nu mai fie întărită. Aici mai e puțin, în partea asta. Da, până nu văd eu, vezi cum. Miroase la ciocolată și... Miroase ciocolată? Haideți să mai învăț un truc. Noi testăm cu scobitoarea. Am mai auzit, da. Ca dar să dai seama dacă o prăjitură e coaptă sau făcută înăuntru, înțep cu scobitoarea. Și tragi în afară, da? Și nu trebuie să fie deloc aluat pe ea. Semn că e... Coaptă. E coaptă, bravo. Eu o să desfac. Wow. Cum miroase? Deci putea să miroase așa o oră. O oră? Îmi place foarte mult. Și-o tai? În jumătate. Așa. Uite ce frumos se taie și ce moale. Vezi? Eu am crezut prima oară că aici e ars, dar de fapt nu e ars. Așa se gătește scorțișoară. Înainte să o gustăm, avem un invitat surpriză. Un jurat. Pe cine? Pe Timea. Bună, Daria. Bună, Timea, Alin. Alin, Timea. Alin. Încântată. Îmi pare bine să te cunosc, Timea. Știi ce o să gustăm astăzi? O prăjitură. Are multă ciocolată, nu? Asta o să vedem după ce o să o guști. Am crezut că e total o negresă, ceva cu 100% ciocolată. Să ne spui cam câtă ciocolată crezi că are? E maro toată. Hai să arată punem ca o negresă, dar totuși nu e negresă. Încet, încet, încet. Puțin decor, niște nucă. Știi că nuca e sănătoasă? Da. Dacă ți-aș spune că avem o legumă, la ce te-ai gândit?
La un castravete. Hai să lăsăm să guste ca să nu mai ținem în suspans. Hai să vedem. Vrei să zici ce este? Fructe. Ingredientul cheie este morcovul. Șef Alin a făcut o magie. Mi-a fost teamă că nu o să le placă prăjitura, pentru că le-am pus cum au reacționat când am zis de morcov. A, morcov, nu, că nu prea știau ele ce să zică. Morcov plus alte ingrediente, egal, ciudățenie. De-i total maro. Cum poate fi morcov? Avem scorțișoară și scorțișoara prin gătire își intensifică culoarea. Dar cum de nu s-a folosit ciocolată și cum de ieșit un desert fără ciocolată? Cum ți se pare? Îmi place! Mult? Foarte mult! Când am gustat, nu zice că e făcută din morcov. Acolo a fost satisfacția la final, când am văzut că le-a plăcut. Zici că e numai ciocolată, se simte puțin nuca, dar dacă n-ai ști ce ai pus în el, ai zice morcov. Sincer să fiu, chiar nu credeam că o să-mi placă. Și surpriza, mi-a plăcut foarte mult. Se poate să aduci legumele și în altceva decât în supă sau în tocană? Dacă mama mi-ar fi zis că îmi face prăjitură cu morcovi, eu ar fi spus nu, iac, câh. Ți-a plăcut? Da. Sigur? Da. Ai și ceva extrem de bun! Mulțumesc, Timea! Mulțumesc, Alin! Cu plăcere! Data viitoare ne vedem tot în bucătăria Micile Verde cu rețete fabuloase! Mulțumim că ne-ați urmărit! Pa! Să mâncăm! Da!